în afara platformei de gunoi au zăcut aruncate în curtea interioară a blocului saltele, obiecte de uz casnic, cartoane și altele, toate într-un morman urât mirositor aflat în afara platformei de gunoi. Oamenii arată cu degetul spre vecinii de la alt bloc, dar și spre serviciul de salubritate al primăriei, care, deși vine regulat să ridice gunoiul din ghiene, nu s-a atins de acest posibil focar de infecție. Ce se mai poate sta în casa? Plouat, s-a încins și doar se poate mâine. E de două săptămâni aici, de două săptămâni. Reprezentanții SC Salubritate Craiova SRL spun că nu au primit nicio sesizare, iar gunoiul a fost ridicat astăzi după ce societatea a fost sesizată de Alege TV și Gazeta de Sud. Deșeurile au fost colectate în cursul zilei de astăzi, iar platforma va fi monitorizată astfel încât intervenția pentru ridicarea gunoiului suplimentar, un serviciu care este prestat separat de cel care implică golirea recipientelor de precolectare, să fie mai promptă în viitor. Ne cerem scuze locuitorilor din zonă pentru inconvenientele create și încurajăm să ne sesizeze ori de câte ori constată existența deșeurilor lângă containere. În acest caz, nu a fost primită o astfel de sesizare pe niciuna dintre căile de comunicare aflate la dispoziția craiovenilor, e-mail, registratura societății, telefonul cetățeanului sau dispeceratul SC Salubritate Craiova SRL, a declarat Cristina Ghienea, purtător de cuvânt în cadrul SC Salubritate Craiova SRL.